Doamnelor și domnilor, iată-ne la o nouă serie a lecțiilor noastre de privit, lecții în care, așa cum am mai spus, noi nu suntem profesori. Profesorii sunt artiști. Ei ne învață cum și ce să privim. Ei sunt acea oglindă a realității, a conceptelor, a stărilor în care noi avem deplina libertate de a ne regăsi, de a putea să ne închipuim chiar și altceva decât și-a închipuit artistul și, nu în ultimă instanță, să ne apropiem sufletește. Mai mult sau mai puțin de o lucrare sau alta. Ne aflăm aici la Casa Vernescu la expoziția Murivale. Spunem doar un nume, pentru că el deja a devenit un nume. Deja a devenit un nume prin proiectele, prin încercările, prin modul în care, răspunzând unor canoane clasice, de când lumea încearcă să le transforme, să le facă altfel. De fapt, acesta este artistul. Artistul, în fond, nu poate să inventeze o altă realitate, alte concepte, alte stări, alte sentimente decât cele care sunt profund omenești. A le prezenta altfel. Iată, avem aici un exemplu ilustrativ. Pare a fi un studiu după Michelangelo și totuși nu este, pentru că este altfel. Pentru că, iată, aici suprafața respectivă nu mai respectă canonul șlefuirii de pline, perfecte a spațiului plastic, ci prin textură, prin relief chiar, ne oferă un ritm. Și acest ritm este altceva decât Michelangelo, cum altceva decât orice compoziție, orice natură statică, orice peisaj sau portret reprezintă modul în care artistul, ca oglindă, vede și ne invită și pe noi la această lecție de privit. În fond, uneori e greu de decriptat care anume este modelul, care este categoria în care un artist își încadrează o lucrare. Și acesta, un peisaj, poate, pentru mine, aceasta ar putea să fie sau o compoziție. Dar ce contează? Cine este interesat acum să
spună eu nu iubesc decât compozițiile sau eu nu iubesc decât peisajele sau portretele. Nu, greșit. Noi, privitorii, cei care învățăm de la artiști cum să privim o anume realitate, nu acceptăm toate lecțiile și nu acceptăm toate capitolele. S-ar putea ca în momentul în care vorbim despre arta modernă să ne placă, știu și eu, o compoziție ca nu știu cui, un peisaj ca altcuiva și, în fine, o natură statică a cu totul și cu totul altui artist decât cel sau decât cei despre care am vorbit sau ne-am închipuit anterior că sunt preferații noștri. Vedeți, dumneavoastră, arta modernă a secolului 20 a însemnat mai mult o schimbare în ceea ce privește cum reflectă un artist o anume realitate sau altă. Morivale vine și spune ceva mai mult. Și ce anume? Cum? Și ce? Cum? Și ce? Iată două întrebări care ar trebui să ne preocupe și bănuiesc că îi preocupă și pe criticii de artă, pe cronicarii plastici, ori repetăm pentru a nu știu câta oară tuturor celor care ne privesc. Noi nu vrem să luăm locul nici cronicarilor plastici, nici criticilor de artă. De ce? Pentru că pur și simplu noi credem în acea valoare aleatorie care decurge din libertatea noastră a privitorilor de a spune asta îmi place sau asta îmi place și cealaltă nu-mi spune nimic. Vedeți, noastră, criticul de artă vine și într-un fel să știți că manipulează. Ne manipulează pe noi, privitorii, indicându-ne niște repere în care noi, volens, nolens, trebuie să înghesuim artistul și ne întoarcem la această lucrare. Criticul de artă ne va vorbi despre Michelangelo. Și noi va trebui, pe urmă, să înghesuim în acest tipar tot ceea ce vedem. Ceea ce, practic, este imposibil. Ba mai mult, se întâmplă și un fenomen care, după părerea mea, este mai periculos chiar decât manipularea noastră. În fond, nimeni nu ne obligă să ne lăsăm influențați de o realitate sau alta. De o critică, de o cronică, sau, știu și eu, de părerea unui specialist. Deși și ele contează, să fim cinstiți. Dar se întâmplă și fenomenul celălalt. Artistul, comparat, să zicem, cu Picabia, cu Delvaux, cu Magritte sau cu orice alt corifeu al secolului 20, și fiind lăudat pentru asta, evidențiat prin aceasta, la un moment dat tinde să devină ceea ce niciodată un artist adevărat nu și-ar dori să devină. Adică tinde să devină ca alt artist. Îți spune bine, dar artiștii sunt toți, unul ca altul, creatori. Da, creatori, dar nu imitatori. Nu pastișe, nu copii. Replică